Începând cu ianuarie 2021, cetățenii UE și membrii de familie ai acestora, inclusiv cetățenii din Comunitatea Economică Europeană și din Elveția, trebuie să respecte legislația britanică în materie de imigrație dacă doresc să locuiască în Regatul Unit. Nu se mai aplică libertate de mișcare. Prin urmare, un cetățean UE nu poate să locuiască în Regatul Unit, temporar sau permanent, fără a fi depus o cerere de acordare a dreptului de ședere sau ca acesta să fi fost acordat. Cetățenii UE a căror perioadă de ședere în Regatul Unit a început înainte de 31 decembrie 2020 și a continuat fără întreruperi, trebuie să depună o cerere în sistemul EU Settlement Scheme pentru a primi dreptul de ședere în Regatul Unit. Dacă sunteți cetățean UE și vă deplasați în Regatul Unit pentru prima dată sau dacă ați locuit înainte în Regatul Unit, înainte de ianuarie 2021, dar reședința continuă a fost întreruptă, ceea ce înseamnă că nu sunteți eligibil pentru a vă înscrie în sistemul EU Settlement Scheme, atunci, conform noului sistem britanic de acordare a dreptului de ședere, trebuie să solicitați un alt tip de viză. În funcție de durata și de scopul deplasării în Regatul Unit, este posibil să fiți obligat să solicitați viza în avans. Este important să înțelegeți care sunt opțiunile de viză pentru a alege pe cea mai corespunzătoare și pentru a respecta cerințele respectivei vize. Cele mai frecvente sunt viza de turist, dacă doriți să intrați în Regatul Unit pe o perioadă limitată de timp sau să desfășurați activități permise de scurtă durată. Viza de student, dacă doriți să urmați studii de lungă durată. Viza pentru lucrătorii calificați, skilled work visa, dacă doriți să vă angajați în Regatul Unit pe perioadă lungă de timp. Viza pentru lucrătorii frontalieri, dacă locuiți într-un stat membru și doriți să aveți în continuare acces la piața de muncă din Regatul Unit. Viza de muncă temporară, T5, dacă doriți să vă angajați pe o perioadă scurtă de timp. Pentru majoritatea vizelor se plătește o taxă și este posibil să fiți obligați să plătiți o asigurare medicală suplimentară, Immigration Health Surcharge, pentru a acoperi costurile tratamentului medical în Regatul Unit. Anumite vize impun de asemenea condiția de a părăsi teritoriul Regatului Unit înainte de expirare. Altele pot fi prelungite sau pot fi transformate în alt tip de viză din Regatul Unit. Există și vize care permit stabilirea permanentă aici. Fiecare viză presupune anumite condiții care vă permit sau vă interzic anumite lucruri. Este important să înțelegeți aceste condiții pentru că încălcarea acestora vă poate afecta posibilitatea de a rămâne sau de a vă întoarce în Regatul Unit. Sistemul britanic de acordare a dreptului de ședere este complicat. Trebuie să înțelegeți foarte bine cerințele înainte de a depune cererea, astfel încât solicitarea de viză să fie aprobată și să vă protejați dreptul de ședere după sosirea în Regatul Unit. Găsiți lista cu toate tipurile de viză britanică pe site-ul Guvernului,